Consilierii locale au aprobat azi punerea la dispoziție a companiei de apă Some și a terenurilor necesare pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare din municipiu, totul într-un proiect finanțat prin Comisia Europeană. Compania de apă Some și-a solicitat consilierilor locali aprobarea unei hotărâri prin care pun la dispoziția companiei mai multe terenuri pentru construirea, extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din Zalău. Compania de apă Someș se află în plin proces de finanțare, pregătire, aplicație de finanțare pentru proiectul regional dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sălaș Cluj în perioada 2014-2020. Pentru aceasta, pentru lista de investiții aferentă municipiului Zalău, este nevoie ca dumneavoastră să adoptați o hotărâre de Consiliul Local prin care să se ateste că lucrările care vor afecta municipiul Zalău se efectuează pe domeniul public. După cum știți, toate proiectele cu finanțare europeană trebuie să se desfășoare pe domeniul public și pot să vă spun că în municipiul Zalău vor fi afectați aproximativ 28 de kilometri de drum pentru rețeaua de apă potabilă, extindere și reabilitare. Vom executa 61 de kilometri de rețea de canalizare, extindere și reabilitare, vom construi o rezervare. Ca urmare, pentru a depune la dosarul aplicației hotărârea de Consiliul Local, este nevoie ca dumneavoastră să adoptați astăzi, dar noi cel mai scurt timp să o putem transmite la consultantul care întocmește aplicația și să o transmit mai departe la Comisia Locală. Facerea infrastructurii subterane. Ar vrea, dacă se poate, să existe o sinergie între refacerea acestor infrastructuri și cu drumurile, ca să nu fim nevoiți la un moment dat să spargem drumurile proaspăt asfaltate, acolo da. Unde se poate. E o observație pe care... Sigur că da. Și noi ne-am gândit la acest aspect și de-aia, prin proiectul 22, vrem să dăm tot sprijinul companiei de apă încât să scurtăm timpii de punere în operă a acestui proiect ca să putem și noi să avem un timp rezonabil să refacem străzile, infrastructura stradală. Vreau doar să fac următoarea precizare. Acest proiect este extrem de important pentru municipiul Zalău, pentru comunitatea în care trăim cu toții și are două componente esențiale. Una se referă la extinderea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare și a doua componentă înseamnă reabilitarea rețelelor de apă și de canalizare. Sigur, reabilitarea celor existente. Vreau doar să punctez aici câteva cifre. Extinderea rețelei de alimentare cu apă se va face în cadrul proiectului pe 33 de străzi din municipiu și are o lungime de 17.421 de metri liniari. Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă se va face pe 26 de străzi și are o lungime de 11.140 metri liniari. Extinderea rețelei de canalizare pe 74 de străzi cu o lungime de 38.731 metri liniari, iar reabilitarea rețelei de canalizare pe 80 de străzi cu 16.270 metri liniari. Deci, noi am încercat să prindem toate străzile și străduțele din municipiu care nu au rețea de apă și canalizare și cele unde există aceste rețele, dar sunt cu probleme. Aș avea și eu o întrebare. Îl rog pe domnul director să facă o apreciere vis-a-vis de termenul de implementare acestui proiect. Când începem efectiv la lucru? Dacă are, știu, un termen să ne transmită. Aproximativ, evident. Din informațiile care avem, în cursul primului semestru acestui an, aplicația va fi depusă la Bruxelles, la Comisia Europeană, astfel încât până spre sfârșitul acestui an, începutul anului viitor, contractul de finanțare să fie semnat și lucrările să poată începe în cursul anului viitor. Noi considerăm că pentru a grăbi puțin procesul ulterior semnării contractului de finanțare, pe lângă studiul de fizabilitate,
proiectanții, când a fost în teren, am executat și proiectul tehnic, astfel încât avem deja proiecte și caietele de sarcini, să nu mai așteptăm, după semnarea contractului de finanțare, o perioadă îndelungată pregătirea caietelor de sarcini și a licitațiilor, astfel încât în cursul anului viitor, credem că vor începe primele lucrări. Ce vreau eu să vă asigur, domnul director, că noi, municipiul Zalău, primăria municipiului, își dă tot concursul, ați văzut că sunt, știu eu, vreo 400-500 de CF-uri care trebuie tratate, identificate, verificate la OCPI, dar vreau să vă întreb ce se întâmplă dacă în alte zone, că proiectul se tratează unitar pe tot bazinul hidrografic Someștița, ce se întâmplă dacă în anumite zone se constată o mai mare întârziere? Bănuiesc că proiectul nu se poate aplica pe porțiuni, pe zone. Sau există și posibilitatea asta? Nu cred. Da, există posibilitatea asta. Proiectul mare are undeva o valoare de 350 milioane de euro. Sunt mai multe pachete de licitare, aproximativ 30. Municipiul Zalău, cu lucrările de care ați precizat, face parte dintr-un singur pachet. Va fi o licitație separată, independentă de lucrări care se vor executa, de exemplu, la Șiveva, Cerțepani, Jucov sau în zona rurală, sau independent de acțiunea de la Gilău în țăla. Deci, lucrarea pentru Zalău va fi o lucrare independentă, că e sarcini. Bun, am înțeles. Deci există posibilitatea ca să, într-un timp rezonabil, să începem execuția acestui, în practică acestui proiect. După semnarea contractului de finanțare, sperăm să dăm o reacție bună, încât municipiul Zalău să fie una dintre primele lucrări care vor demara. Pentru realizarea demersurilor necesare pentru obținerea finanțării megaproiectului, consilierii locali au votat în unanimitate pentru sprijinirea companiei de apă.